mă lasă. Lasă viața să ajungă în viața ta. Hai lasă, nu fugi de lume. Sunt foarte mulți oameni care te cumpără și asta e ok. Sunt foarte mulți oameni care vin la concert și asta iar e ok. Probabil că sunt și mai mulți oameni care ar vrea să te vadă într-un simfonic cu albumul ăsta. Și probabil că se va și întâmpla dacă intuiția mea se duce unde trebuie. Intuiția, da, corect. E pasul logic, nu știu dacă așa. Dar pe de altă parte sunt două aspecte. Unul, te implici în ultimul timp în mai multe proiecte caritabile și asta e de lăudat, faptul că mulți artiști, indiferent de culoarea muzicală, pun osul și sprijină până niște campanii, mă rog, promovate exclusiv pe internet, dacă vrei. Ce nu știi tu e că nu este în ultimul timp implicarea mea în social. Este nu s-a știut, să spunem. Nu exista tipul ăsta de modă. M-am întâlnit de curând cu un prieten care îmi reproșa faptul că nu vorbesc despre asta, am zis că nu mă interesează foarte tare subiectul, chiar mă bucur că a ajuns o modă. Sunt de 10-12 ani în tipul ăsta de implicare și mi se pare absolut firesc ca un artist să facă asta. E suficient să cauți pe internet și ai să găsești, acolo au rămas câte ceva din lucrurile astea. Mă întristează însă faptul că prea mulți din colegii mei au rămas la aceeași gândire cretinoidă, aceea de a cere bani pentru a participa la un act caritabil și au un argument absolut devastator. Dar ce, copilul meu nu trebuie să mănânce? Dar ce, copilul meu nu trebuie să trăiască? Am intrat în nebunia asta frumoasă cu campaniile umanitare, pentru că din punctul meu de vedere un artist are o datorie în plus față de, nu de public, față de socialul, de societatea care l-a făcut artist. Pentru că eu nu sunt altceva decât o reflexie din oglinda ce presupuneți voi despre mine. Voi v-ați făcut, oamenii care mă cumpără, care vin la concerte, voi m-ați făcut ceea ce sunt. Și atunci, în situația, și n-am făcut din asta un scop în viață de a ajuta pe cineva, nu, o fac ori de câte ori pot, atunci când pot. E foarte bine că mulți dintre colegii mei și-au dat seama că asta poate fi și o chestie foarte mișto pe media, dar nu mă interesează asta și nu le fac o vină, pentru că în urma fiecare acțiune de genul ăsta se naște un ajutor către un om care chiar are nevoie și atunci mă bucur tare, tare mult că se întâmplă. Oricum, următorul show chiar mare care se anunță e cel de pe 15 iulie de la Sala Palatului, unde o să ne vedem acolo și în culise și pe scenă și sper să vină cât mai mulți oameni. E un show pe care noi cu site-ul îl promovăm și îl sprijinim, sperăm să fie și sala plină, dar pe de altă parte, că vorbeam de două aspecte, mai e o problemă, ține tot de judecata oamenilor la un moment dat, care nu sunt obișnuiți cu reacția, să zicem, artiștilor sau a persoanelor publice în momentul în care au o problemă sau în momentul în care drepturile lor sunt atacate și încălcate. E aia cu procesele. Ai avut unul cu, și cred că mai e încă ăla cu Ministerul Culturii, și uite că a mai apărut încă unul tot răsunător ăsta cu ProTV-ul, și atunci stai și te gândești, dar cum dracu să te mai difuzeze ăia în condițiile în care tu te judești cu ei? Cum să spun, în afară de muzică nu sunt nimic. Dacă muzica e ceva concret, atunci sunt ceva ce m-ar concretiza și pe mine. Diferența o face faptul că nu am altceva, n-am cum să renunț la mine, pentru că muzica mă compune. După aceea mi-aduc aminte de un gest de a ieși afară pe străzi în decembrie 89 pentru a-mi apăra drepturile. Este același tip de argument. Și vreau să spun despre colegii mei că până să câștig cu Ministerul Culturii, pentru că am câștigat la Curtea Supremă a României, toți mă îmi spuneau procesomanul, ascunjându-și cumva evidența faptului că sunt cam viermi, cam șobolani. Mă rog, asta e, fiecare avem un arbore genealogic și un ADN. Nu accept să fiu călcat în picioare, nu accept să fiu furat. E mai frumos să ceri și eu întotdeauna... cum să spun, piesa asta 10 pe care toți au furat-o, toți imbecile ăștia nu și-au dat seama că am dorit-o cu drag. Și o să vă spun o chestie, ar putea să vă surprindă și la nunți și la înmormântări și la tot felul de proiecte sociale. Cum să spun, am dorit-o cu drag, e suficient să o ceară, nu să-și asume o, cum să spun, o poziție de forță, dat fiind faptul că, vezi, Doamne, cine suntem noi, Guvernul României sau mare trus de presă și te facem praf, lucru care s-a și întâmplat. În sfârșit o să mai duc ceva vreme, dar n-am nimic de pierdut, mi-am asumat asta. Dacă mai mulți dintre colegii mei ar face chestia asta, cred că am duce-o toți mai bine, pentru că nu e indecent să-ți aperi demnitatea. Acu asta mi-au replicat ei, cretinii.
e sub decența mea să mă lupt pentru niște bănuți, dar nu e vorba de niște bănuți, ci despre un principiu, acela de a nu te lăsa furat. Și apropo de niște bănuți, numai la Uniunea Compozitorilor s-au strâns anul trecut vreo 24 de milioane de euro, din care mai mult de jumătate sunt într-un cont special. Așa că n-aveți decât să muriți ca șoareci în casă și ca șobolanii ce sunteți. Atâta vreme cât nu faceți nimic pentru voi, vă urăm felicitări. Ultima întrebare, trăim într-un moment de tensiuni destul de mari sociale și cred că e de-abia începutul, dacă mă gândesc bine. Lucrul ăsta se va reflecta automat asupra ascultătorului și al cumpărătorului de muzică. Ce se întâmplă? Pentru că riscăm să închidem toți prăvălia și să ne ducem nu știu unde. Cred că se întâmplă lipsa noastră de prezență în social de mai mult de 20 de ani, pentru că ce nu înțeleg ăștia din sistem e că aberația din sistem îi dă structural. Și dacă oamenii, sistemul s-a luat întotdeauna de ăștia care au avut ceva de cârtit, tocmai asta l-a făcut să slăbească. Și ce se întâmplă acum e meritul nostru, pentru că am permis să se ajungă aici. Cât despre faptul că am dispărea brusc de pe piață, nu cred. Cred că în două zile de când e ăsta pe piață deja am vândut vreo 1000 de exemplare, așa că am cântat de curând în parc, încercând alături de cei de la Agenția de Împlinit Dorințe să cumpăr o chitară pentru un copil. Deci pe stradă, în parc, pe o alee, am strâns într-o oră 3 milioane și am cumpărat chitara copilului. Din punctul meu de vedere, viitorul sună bine, să știi. Mă duc la metrou sau mergem și facem acolo una mică. Eu zic că măcar cu 50 de lei pe zi ne întoarcem acasă. Păi măcar să gândim toți așa și să ne auzim la vremuri mai bune. Succes cu albumul și na, ne vedem pe 15 la Sala Palatului să ajutăm un copil pentru că trebuie. Mersi mult de tot. Mulțumesc și eu. Sper să nu fim Highlander, să ne vedem în vremuri mai bune peste 2000 de ani. Asta e altă discuție. Mersi mult. Cu adevărat nu au ce să-ți ia. Nu au ce să-ți ia.